Așa cum întreaga natură este guvernată de ordine, iar viața se desfășoară după ritmurile ei, anuale, lunare, săptămânale sau zilnice, la fel și corpul tău, prin funcțiile sale, este perfect corelat cu rotația zilnică a Pământului în jurul Soarelui. În interiorul tău există un ceas biologic, ce te ajută să anticipezi schimbările și să te adaptezi ritmului regulat zi-noapte, creând premisele pentru o funcționare optimă. În contrast, starea ta de bine este periclitată când intervii brutal prin factori externi care nu se mai corelează cu acest ceas intern. De exemplu, atunci când mănânci în timpul orelor de somn sau când muncești noaptea sau când sari peste fusurile orare, ești hormonal nepregătit, iar activitatea genelor ce reglează ceasul tău metabolic este suprimată. În consecință, iei în greutate și îți crește tensiunea arterială, amplificând stresul într-un cerc vicios ce predispune corpul tău la inflamație, boli cardiovasculare și cancer. Ce determină mai exact acest ritm zilnic? În primul rând, glanda epifiză, situată în centrul creierului, produce un hormon numit melatonină. Stimulată de întuneric și inhibată de lumină, aproape absentă ziua, melatonina este produsă începând cu ora 21 înainte de debutul somnului, pregătindu-te de noapte. În sens invers, cortizolul, hormonul stresului, este produs de glandele suprarenale sub controlul unei alte unități din creierul tău responsabilă de ceasul biologic, hipotalamusul. Sinteza cortizolului urmează același ritm zilnic. Este maxim la orele 6-8 dimineața, înainte să te trezești, exact atunci când ai nevoie de energie pentru începerea activității. El susține tensiunea din vasele tale de sânge și crește nivelul glucozei, ce va fi carburantul tău de pornire în fiecare zi. Apoi, cortizolul suferă un declin pe parcursul zilei, ajungând să fie nedetectabil noaptea în primele tale ore de somn pentru a-și relua ulterior ciclul și a atinge din nou vârful matinal al zilei următoare. Mici episoade de plus de cortizol, de mică amplitudine, mai apar în timpul zilei, fiind necesare atunci când mănânci sau în momentele când faci efort. Astfel, cu o precizie desăvârșită, ceasul tău intern își adaptează fiziologia la trecerea prin diferitele faze ale zilei, reglând funcții esențiale: metabolismul și temperatura corpului tău, nivelele hormonilor, somnul și chiar comportamentul tău.